Praful magic există! Pudra facială merită acest titlu, întrucât este acel produs cosmetic care oferă finalitate machiajului, îl fixează, îl face rezistent și oferă pielii un aspect catifelat, fără luciu. În Egiptul antic, în perioada romană, în Evul Mediu, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, pudra albă a fost folosită pentru a indica apartenența la o categorie socială înaltă. Pe atunci, ea se obținea din rădăcină de iris măcinată, ori pe post de înălbitor de față se folosea creta și făina. În China și Japonia, oamenii confereau albeață feții cu ajutorul făinii de orez. În Grecia antică, femeile își făceau tenul alb cu calcar sau carbonat de plumb, substanță extrem de toxică, așa cum s-a demonstrat ulterior. Au fost înregistrate o mulțime de decese și din cauza arsenicului utilizat pentru înălbirea feței. Tendința de a înălbi excesiv fața s-a domolit abia în secolele 17-18. Peste încă 100 de ani, pentru obținerea pudrei faciale, a început a fi folosit oxidul de zinc, înlocuind mortalele mixturi de plumb și cupru utilizate anterior. Adevărata revoluție a machiajului s-a întâmplat în secolul 20, când au apărut acele nuanțe naturale ale pudrei pentru matifiere și reducerea strălucirii pielii. Scopul aplicării acestui produs a devenit oferirea unui aspect plin de vitalitate și nu acoperirea imperfecțiunilor sub un strat gros. Tot atunci s-a renunțat și la componentele dăunătoare din structura sa. Acum, în secolul 21, acest praf magic nu mai e nociv și nu doar că ne scapă de luciul nedorit al pielii, dar și de situații penibile, pentru că în orice moment poți pleca să-ți pudrezi năsucul.